Este foarte important dialogul și comunicarea și mă bucur foarte mult că a fost un astfel de dialog astăzi, chiar dacă, bineînțeles, soluțiile nu au fost identificate deoarece abordările sunt diferite. Este important să comunicăm și din start aș vrea să menționez un mesaj de, la fel cum am și discutat la începutul ședinței noastre, să facem apel la calm pentru absolut toți și instituțiile și protestatarii trebuie să acționăm în baza legii, în limitele legii, calm, pașnic și în mod democratic. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost o depășire și persoanele care au acționat ilegal, că sunt provocatori, că sunt cei care eventual s-au manifestat prin agresiune, aducând anumite pagube materiale sau chiar aducând răni victimilor, vor trebui să răspundă potrivit legii, dar asta nu înseamnă nici într-un caz că vor fi, Doamne ferie, persecuții politice sau altele. Persoanele care se fac vinovezi de acțiunile de ieri vor trebui să răspundă potrivit legii și asta e normal așa să fie, iar instituțiile statului la fel să acționeze în limitele legii. Ce ține de discuția de astăzi? S-a pus la îndoială legitimitatea alegerii numirii guvernului ieri. Noi considerăm că procedurile au fost respectate în tocmai, inclusiv depunerea jurământului sau votul în Parlament, cu toate procedurile care sunt prevăzute de regulament. Legitimitatea guvernului sau faptul că guvernul ieri a fost numit este un lucru bun și susținut și sprijinit și de partenerii Republicii Moldova, statele și organizațiile internaționale s-au expus pe parcursul și zilei și serii de ieri și astăzi. Un guvern pe care noi îl considerăm destul de tehnocrat și cu mai puține conexiuni față de politic și considerăm că acest guvern merită șansa să demonstreze că poate să aducă beneficii țării măcar pe următoarele, măcar pentru o perioadă de 100 de zile, să vedem primele 100 de zile cum se manifestă și ce rezultate o să aducă. Dar evident, primul rând, investit, asta înseamnă votat. Depunerea jurământului este o chestiune de solemnitate și semnarea decretului de către președinte. A fost inițial stabilit la ora 7 seara, luând în considerare presiunilor și ceea ce era în centru din punct de vedere a securității, a fost decis să se amâie pe mai târziu. Existau câteva opțiuni, legea, Constituția nu spune la ce oră trebuie să fie investit și mai mult ca atât vreau să vă spun că imediat după depunerea jurământului, câțiva miniștri au plecat imediat la guvern să înceapă lucru și au fost și ședințe noapte deja, mai ales ce ține de economie, de finanțe, de securitate interne și restul. Adică chiar miniștrii urmau să-și înceapă activitatea cât mai repede. Nici în dubii nu există prieri la legitimitatea acestui guvern, pe care îl considerăm chiar că este unul destul de tehnocrat. Ce ține de discuția nemijlocită care am avut-o cu reprezentanții protestatarilor? E o viziune și e o solicitare consolidată a protestatarilor de a organiza alegeri anticipate. Considerăm că pe motiv juridic lucrul ăsta poate fi discutat în foarte multe tehnici și proceduri, dar sunt puține motive pentru a organiza astfel de alegeri. Dar, în același timp, am ajuns la concluzia că noi cei trei care am participat din partea majorității parlamentare vom discuta cu colegii noștri în această seară și mâine dimineață, eventual într-un format chiar al majorității parlamentare. Vom transmite mesajul, argumentele care au fost aduse, vom descrie situația și vom veni către reprezentanții protestatarilor cu mesajul de a ne mai vedea, am agreat să păstrăm comunicarea, să păstrăm dialogul și sper foarte mult că mâine la o oră convenită și bineînțeles o să o facem public și pentru voi reprezentanții presii și cetățenilor, noi ne vom revedea pentru a discuta în continuare. Au fost câteva idei, considerăm bune, de exemplu de a organiza unele discuții și dezbateri publice, inclusiv într-o ședință eventuală a Parlamentului sau audieri parlamentare pe subiectele care sunt acum de actualitate, ceea ce la fel o să comunicăm colegilor din majoritatea parlamentară și în situația în care există o astfel de necesitate, nu văd de ce să nu organizăm astfel de
de ședințe sau de audieri parlamentare într-un format care să presupună și dialogul cu reprezentanții protestatarilor. Deci, cel mai important este să existe dialog, să existe comunicare și absolut toți, că sunt protestatari sau că sunt instituțiile statului, să acționăm în conformitate cu legea. Pașnic, fără agresiune, fără violențe, și toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem. Organizatorii protestelor trebuie să-și asume responsabilitatea disciplinii și respectării legii de către protestatari, iar noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea că nu sunt abuzuri din partea statului. Responsabilitate, protestatarii spun că cei care au devastat de fapt Parlamentul, care au intrat în clădirea Parlamentului, au fost provocatori infiltrați acolo de domnul Plahotniuc, deci nu își asumă responsabilitatea, nu sunt protestatarii. Legea spune, cel care organizează protestele poartă responsabilitate pentru desfășurarea lor pașnică. Ieri în Parlament, voi, reprezentanții presiei, ați fost acolo, ați văzut cu ochii voștri ceea ce s-a întâmplat, de ce, probabil, haide să nu venim cu chestiuni absurde. Nu există niciun motiv ca cei care au fost ieri în Parlament în ședință să-și organizeze acțiuni împotriva lor înșine ca să depună în pericol viața sau integritatea. Cele întâmplate ieri în Parlament sunt regretabile. Sperăm foarte mult că nu se vor mai repeta și absolut tot ce se întâmplă ca proces politic trebuie să desfășoare pașnic. Noi toți astăzi am avut reprezentanții protestatarilor și noi, cei care reprezentăm majoritatea parlamentară, am avut un mesaj comun și o idee și o cauză unică că nu merită nici măcar un gram de sânge, nu merită politica și dezbaterile astea politice să fie plătit cu sânge de cetățenii Republicii Moldova. Asta este cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult. Cum comentați totuși aceste proteste? Sunt împotriva colegului dumneavoastră de partid. Oamenii scantează lozinci anti-Plahotniuc. Nu o să intru în detalii în privința comentariului. Nu o să comentez protestele ca atare sau declarațiile. Cert este faptul că s-au făcut greșeli în guvernare, pe care noi le-am recunoscut. Se depun eforturi pentru a reporni tot ceea ce înseamnă guvernarea calitativă. Sunt toate premizele și economice și sociale ca să avem șansa și norocul ca în 3 luni de zile deja să simțim primele rezultate. Și considerăm că acest guvern pe care noi îl considerăm și nu numai noi, dar o mopamond întreg și o lume întreagă ca fiind legitime, să muncească și deja în cel mai apropiat timp să aducă primele rezultate. Vă mulțumesc foarte mult!